Bun găsit, dragi tineri! Ne bucurăm să fim la o ediție nouă a emisiunii Tineri Împliniți. Ne propunem să cunoaștem tineri creștini, tineri care caută voia lui Dumnezeu, tineri care și-au găsit împlinirea într-o relație vie personală cu Dumnezeu și sunt motivați în acțiunile lor de împlinirea voii lui Dumnezeu în viețile lor. Astăzi ne bucurăm să îl avem alături de noi în studio pe Alex Urmează. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ne cunoaștem de ceva timp, e adevărat nu de foarte mult timp, odată cu mutarea ta în București ca student și frecventarea Bisericii Izbânda, biserică în care slujim și aș vrea astăzi să te cunoaștem mai bine și tinerii să te cunoască și cei care vor urmări acest material să afle mai mult despre viața ta, despre obiectivele tale, despre împlinirile tale la formatul acesta de emisiune Tineri Împliniți, precum și despre modul în care Dumnezeu ți-a schimbat viața. Pentru început, te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte despre tine, să faci așa o scurtă prezentare. Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Chiar am văzut un interviu la dumneavoastră, era în locul acesta Aurel Dobre și am avut așa un gând, poate la un moment dat voi fi și eu invitat într-o emisiune de genul acesta și la un moment dat telefonul a sunat și iată-mă aici. Într-adevăr, este o provocare să te prezinți în câteva cuvinte. Până la urmă, care sunt acele câteva cuvinte care, odată spuse, reușesc să surprindă esența unui om? Când eram copil, aveam așa o glumă. Spuneam, sunt tânăr, frumos și foarte, foarte modest. E așa o glumă, dar atunci când am crescut, îmi place foarte mult felul în care se prezintă Ioan în Evanghelie. Se vorbește despre sine ca fiind ucenicul pe care l-a iubit Domnul Iisus. Și, într-adevăr, uitându-mă în viața mea, văd lucrul acesta, văd faptul că sunt binecuvântat și iubit de Domnul și așa aș vrea să mă prezint. Ne bucurăm, Alex, și, într-adevăr, asta ne dorim și suntem, într-adevăr, iubiți de Dumnezeu și, pornind la acest drum, te-aș provoca să ne creionez așa câteva amintiri din perioada copilăriei, adolescenței tale, bineînțeles lucruri care te-au marcat, care ți-au pus așa amprenta asupra vieții tale. Da, copilăria a fost o perioadă foarte frumoasă, pentru că am avut ocazia să cresc la țară, undeva în comuna Ștorobăneasa, județul Telorman, și cel puțin prima parte a copilăriei nu a fost așa tehnologizată, să spun. În sensul că nu aveam telefoane, calculator am avut abia undeva prin clasa 4-a și internet mult mai târziu și pur și simplu m-am bucurat de copilărie. Îl înțeleg foarte bine pe Eminescu când spune fiind băiet pădurii cu tăream, pentru că asta făceam, pur și simplu ieșeam pe afară cu prietenii și mergeam prin tot felul de locuri. Chiar și grădinița la care am mers, eram undeva în casa boierului și mi se părea așa ca o casă de poveste pentru mine. Era acolo o movilă în fața grădiniței și pur și simplu prin ochii de copil vedeai lumea extraordinar și aveam senzația că pe acolo pe undeva s-au întâmplat toate poveștile cu Făt Frumos și faptul că am crescut într-o familie creștină, am avut mister, dar fără minciună, în sensul că nu am plâns niciodată că Moș Crăciun nu există. Am știut din prima adevărul și părinții mei au avut grijă să-mi spună încă de la început cum stau lucrurile, ce sărbătorim de Crăciun, ce sărbătorim de Paște. Pentru un copil să știți că lucrurile acestea au fost liniștitoare. Faptul că nu am auzit din altă parte că Moș Crăciun nu există nu a fost nicio problemă pentru mine, că știam deja lucrul acesta. Cu toate acestea, misterul de copil din copilărie nu a lipsit. Am remarcat, da, interesantă afirmația mister fără minciună. Totuși, în perioada aceea copilărie ai menționat că te-ai bucurat să fii parte dintr-o familie creștină și bănuiesc că frecventai împreună cu părinții biserica. Te-aș întreba ce amintire ai de la biserică din perioada aceea de copil, de adolescent. Am mers în prima parte la adunarea din Ștorobăneasa, de adunarea creștină după Evanghelie de acolo. O soră împreună cu mama mea se ocupau de lucrarea cu cei mici. Eram numai cei mici, nu exista și o grupă de adolescenți. Și țin minte că pe vremea aceea nu aveam proiector, pur și simplu ne adunam fie la noi acasă, fie la sora aceea acasă și mama mea scria cântările pe bucăți de carton și ne le afișa înainte.
Da, am învățat psalmi, am învățat poezii. M-am bucurat că a fost cine să se ocupe de noi și încă din fragedă în pruncie, să spun așa, ne s-a prezentat cuvântul Evangheliei și lucrurile acestea contează. Până la urmă, așa spune și Biblia. Învață pe copil de mic calea pe care trebuie să urmeze. Și m-am bucurat de lucrul acesta. Cum a contat pentru tine cuvântul lui Dumnezeu, auzit, învățat de mic, și ce impact a avut asupra vieții tale? Da, crescând au fost tot felul de presiuni ale celor din jur. Cumva eram prins între două lumi. Pe de-o parte vreau să fac pe plac celor din societate, unde mă întâlneam cu colegii de școală, și pe de altă parte cunoșteam voia Domnului și niciodată lucrul acesta nu mi-a permis să merg prea departe. Mult mai târziu am văzut că Domnul a avut planul lui cu mine și m-a lăsat să merg până într-un anumit punct. Niciodată n-am traversat o linie de la care mi-a fost greu să mă întorc. Faptul că am auzit de mic cuvântul Domnului a sădit în mine adevărul și în momentele de încercare sau de neînțelegere am avut la ce să mă întorc. Dacă e să îți aduci aminte momentul crucial al întoarcerii tare la Domnul, al pocăinței, te-aș întreba cum ai conștientizat nevoia ta de iertare de păcate, de o relație cu Dumnezeu și ce ai făcut în privința apropierii tale de Dumnezeu, cum s-a apropiat Dumnezeu de tine. Da, crescând am avut mai multe exemple, să spun așa. Pe de-o parte a fost părinții mei, tatăl meu în special predica cuvântul Evangheliei în casă. El nu a predicat propriu-zis la adunare, dar făcea lucrul acesta acasă și făcea foarte bine. Și tot timpul m-am întrebat de ce nu predică și în adunare, pentru că cele mai frumoase predici le-am auzit de la el. Și apoi tot felul de exemple din jurul meu. De exemplu, țin minte un vecin care stătea pe strada noastră. S-a născut fără mâini, fără picioare, vedea foarte puțin cu un ochi. Totuși omul ăsta lăuda pe Dumnezeu și vorbea oamenilor despre Hristos. Și îmi spunea, eu eram copil și îmi spunea, știi, când va veni Domnul Iisus o să am și o mânițe. M-a marcat în credința aceasta. Pur și simplu el nu se gândea dacă va veni Hristos, pentru că el era o realitate, când va veni Hristos. Și văzând lucrurile acestea, la un moment dat, țin minte și data, 10-10-2010, a fost așa ușor de țin minte. Veneam de la adunare și le-am spus părinților, știți, vreau să-L primesc pe Hristos în viața mea. Știu că atunci nu înțelegeam așa cum înțeleg acum, dar exista dorința asta de a-L avea pe Dumnezeu într-un mod personal. Nu mi-era de ajuns Dumnezeu părinților mei sau Dumnezeul acelui vecin. Aveam nevoie eu personal de Dumnezeu. Și ne-am rugat împreună și atunci a fost momentul când l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea. Și asta a adus oarecare împlinire în viața ta. Cum ai descrie momentul de după? Ce schimbări, ce modificări, cum s-a schimbat, s-a transformat viața ta? Schimbări prea mari pot spune că nu au fost, pentru că înainte nu mințeam pentru că părinții mi-au spus să nu mint, după nu am mințit pentru că așa am înțeles din cuvântul Domnului. Poate am devenit oarecum mai trist și mai dezamăgit de ce văd în jurul meu. Pe de-o parte am încercat să mă schimb prin propriile forțe și lucrul ăsta a adus o dezamăgire pentru că nu reușeam. Apoi ceea ce vedeam la școală iarăși a fost o dezamăgire, nu era nimic sfânt acolo și exista așa o luptă în viața mea. Da, poate că schimbarea nu s-a văzut, dar... Deși mi-aduc aminte la un moment dat un incident, m-am încertat cu unul dintre cei mai buni prieteni și chiar am ajuns să ne lovim și țin minte că domnul diriginte era profesor de religie, dar un om deosebit, a intervenit între noi și ne-a luat deoparte și am început să vorbim și pur și simplu realizând ceea ce am făcut, am început să plâng și dintre toți el a înțeles de ce, pentru că i-am spus, eu încercam să fiu mai bun și iată ce am făcut și el m-a ridicat, m-a motivat să merg mai departe. Cum a fost următoarea perioadă din viața ta, după ce te-ai apropiat de Dumnezeu, după ce ai avut convingerea că El ți-a iertat păcatele și viața ta a primit un nou sens, a căpătat o nouă direcție, ce anume ai făcut, spre ce direcție te-ai îndreptat?
După a fost o perioadă, a urmat perioada liceului, am stat în gazdă la o familie de pocăiți, am fost foarte bine primit, de asta spuneam că sunt iubit de Dumnezeu, pentru că efectiv m-au primit ca pe copilul lor și așa îmi și spunea, tu ești copilul nostru cât timp stai aici cu noi. Și m-am bucurat de lucrul acesta, apoi am mers, m-am implicat în slujirea adunării din Alexandria, era acolo un grup de tineri, lăuda pe Domnul prin cântare și m-au primit și pe mine să fac lucrul acesta, am putut să-L laud pe Domnul. În continuare exista o luptă în viața mea, încercam să îi fiu pe plac lui Dumnezeu, dar cumva eram atras și de lucrurile lumii. De la momentul în care l-am recunoscut pe Hristos ca mântuitor al vieții mele, până la momentul botezului a trecut ceva timp, aproape 6 ani. În timpul acesta, așa mă văd, ca fiind între două lumi, încercând să fac voia lui Dumnezeu, dar totuși nu reușim prin forțele mele. Și la un moment dat, în 2015 se întâmpla lucrul acesta, eram în Alexandria, era botez în locul acela la adunare și eram undeva la balcon și am început să mă rog Domnul și am spus, Doamne, până la urmă ce aștept? Vreau să fiu cu Tine toată viața sau nu? Atunci merg în lume. Era încă un moment decisiv în viața mea. Și l-am ales pe Hristos atunci. Nu mă gândeam ce bucurie avea să-mi facă Domnul mai târziu. I-am spus, Doamne, dorința mea este definitivă, vreau să te mărturisesc pe Tine în apa botezului. Tu poți să vorbești prin Duhul Tău ce Sfânt fratelui care se află acum în baptistier și dacă el va face chemarea, eu așa cum sunt îmbrăcat, merg acolo și mă botez. Dar dacă nu și ai alt plan, atunci facă-se voia Ta. Și într-adevăr, Domnul a avut alt plan și planul lui a fost mult mai bun. Nu a fost o chemare în ziua aceea, dar a fost o chemare pentru mine personal și mă bucur că am acceptat lucrul acesta. Am vorbit cu fratele Aurel, am spus despre decizia mea, a urmat perioada de cateheză, apoi un an mai târziu a urmat și botezul. Știți, nu m-am gândit cine va cânta la momentul respectiv sau cine va predica. Domnul s-a îngrijit de lucrurile acestea. Chiar în anul acela am fost împreună cu un grup de tineri de la Biserica Betania, de aici din București, am fost într-o tabără și ei și-au manifestat dorința să vină acolo împreună cu corul bisericii să cânte. Și Domnul s-a îngrijit și de cuvânt. Chiar în ziua aceea am coborât de mașină, am intrat în adunare și la un moment dat văd că intră fratele Vasile Tofan. Dânsul trebuia să fie în altă parte, dar Domnul a îngăduit să fie în locul acela. Și Domnul s-a îngrijit de toate lucrurile acestea. Eu am invitat pe cei cunoscuți, mai ales pe cei care nu cunoșteau pe Domnul din familia mea și în felul acesta, în mod special, familia fratelui, tatălui meu, familia unchiului meu, a avut ocazia să audă cuvântul Domnului, să audă vorbind despre Hristos, să înțeleagă de ce fac lucrul acesta și țin minte și acum pe mătușa mea pur și simplu se uita țintă la predicator și fiecare cuvânt îl sorbea. Acum să scurtez puțin povestea, 2 ani mai târziu, unchiul meu, mătușa, verișoara mea și sora mea, toți l-au mărturisit pe Domnul la botezului și a fost un lucru extraordinar și țin minte, pe hol m-am întâlnit cu unchiul meu după botez și îmi spunea, am făcut și noi ce ai făcut și tu. Atunci mi-am dat seama de responsabilitatea pe care o avem înaintea oamenilor și de planul pe care l-a avut Domnul cu noi atunci. Da, într-adevăr, așa e, Domnul este cel care are un plan minunat cu noi și uneori nu înțelegem pe deplin și e adevărat că ne trebuie o anumită perioadă de timp să înțelegem ceea ce vrea El de la noi. După ce a fost momentul acesta al pocăinței, întoarcerii tale la Domnul și chemării la mântuire din partea lui Dumnezeu, o altă chemare importantă este chemarea la slujire și ai spus că a fost o perioadă în care te-ai implicat în lucrare, în slujire. Cum ți-ai dat seama de această chemare? Da, anul trecut, pe timpul pandemiei, știți, pentru mulți pandemia a fost așa un moment decisiv. Știu că mulți au suferit atunci, dar vedeți, fiecare moment de suferință, dacă reușim să-l reîntrebuințăm, dacă reușim să-l luăm ca venind în partea Domnului, nu cu gândul de a că Domnul are ceva cu noi și pur și simplu este un moment de trezire în viața noastră. Eram la un moment dat, mă uitam pe YouTube și am văzut o emisiune, se numea Davalma și era acolo Vladimir Pustan cu fiul lui și era așa, emisiune gen pamflet. Și printre altele, dânsul recomanda la final câteva cărți. Și a început așa ca o curiozitate, să văd câte cărți am și eu în bibliotecă din ce recomandau ei. Și au fost foarte puțini, nu vă spun numărul. A început așa ca o provocare, am început să citesc mai mult,
am început să-mi comand că să mă pregătesc și pe fondul acesta mama mea a trebuit să treacă printr-o operație și după operație au fost momente mai grele pentru că au apărut complicații și eu a trebuit să rămân cu dânsa aici în București. Am stat undeva la 2 luni, tot mergeam în fiecare zi la spital. Tatăl meu și cu soarele erau acasă, eram așa, era familia împărțită și am înțeles un lucru de la Domnul, să mă pregătesc. Nu știam pentru ce anume, dar ăsta a fost gândul primul de la el, să mă pregătesc, și asta am făcut în momentele acelea. Știți, eu spuneam la un moment dat, auzisem, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Când am văzut felul în care Domnul a dat vindecare mamei mele, când am văzut felul în care el ne-a trecut prin tot felul de încercări, apoi la începutul anului acesta și mama și tata s-au îmbolnăvit de COVID, a fost așa tot felul de încercări. Am înțeles de la Domnul că trebuie să mă pregătesc și la un moment dat îi spuneam, Doamne, am înțeles că trebuie să mă pregătesc, am făcut lucrul acesta, dar pentru ce învăț toate lucrurile acestea? De ce studiez cuvântul Tău? Am înțeles, pentru mine am înțeles, dar care este pasul următor? Și la un moment dat, nu după mult, nu a trecut mult timp de la această întrebare, mă sună frate la rugăl și îmi spune, știi, n-ai vrea să te implici în lucrarea cu tinerii, să fii parte din echipa noastră. Și am văzut lucrarea acesta ca pe un răspuns din partea Domnului. Și am început să mă implic acolo și acum sunt la începutul slujirii. Am început să slujesc pe Domnul și prin cuvânt și am primit foarte multe încurajări și de la fratele Aurel și fratele Marian Filip de la Izvoarele. Frați care slujesc pe Domnul și care se bucură de fiecare dată când se uită în urmă și există cineva care duce mai departe ștafeta. Și mulțumesc Domnului că mi-a făcut și mie parte de harul acesta. Slavă Domnului, știi că Pavel asta îi spunea lui Timotei, și el un tânăr, ce ai auzit de la mine, învață și pe alții, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Și acum și tu îi prelua o ștafetă de la alții înaintași și va trebui să o dai mai departe, să o duci cu credincioșie. În momentul acesta știu că ești student în București. Terminat. Sau e terminat. Te-aș întreba ce ai studiat și poate pentru mulți care vor urmări, urmăresc acest material și sunt mai mici și își propun să urmeze o carieră, o direcție, au dilema aceasta, ce facultate să urmez, ce direcție să aleg în ce privește profesia. Cum ți-ai ales facultatea, dacă ți-a plăcut ceea ce ai studiat? Pot spune că mi-a plăcut ceea ce am studiat, deși alegerea nu a fost așa îndelung gândită. A fost cumva faptul că părinții mei s-au ocupat cu agricultura și în special cu legumicultura, m-a făcut să aleg facultatea de agricultură. De aici, din București, asta am și terminat. Dar a fost așa o decizie cumva luată peste noapte. Așa am ales și liceu, așa am ales și facultatea. Nu este cel mai bun exemplu în sensul ăsta, pentru că au fost multe momente când nu l-am întrebat pe Domnul și l-am pus cumva în fața faptului împlinit. Deși el este singurul care poate să transforme un lucru rău într-un lucru bun, totuși ideal ar fi să-l întrebăm pe el. La un moment dat eram anul 2 și mi s-a ivit posibilitatea să studiez la Timoteus și nu am putut să mă împart între cele două și a renunțat atunci la Timoteus. Este un regret pentru mine acum, deși nu regret faptul că am terminat facultatea aceasta, dar dacă aș fi ascultat încă de la început călăuzirea Domnului și asta, dacă ăsta e cumva sfatul, mai întâi să-L întrebăm pe Domnul și apoi să luăm decizii. Sunt într-adevăr și în Biblie exemple de oameni care au mers cumva înainte și mă gândesc aici la Avram, dar ideea este să-L întrebăm pe Domnul înainte. Fiindcă suntem la ediția aceasta, emisiune Tiner Împliniți, te-aș întreba, dincolo de împlinirea aceasta care ai găsit-o în Hristos și în relația cu Dumnezeu, ce pasiuni ai, ce ți-aduce împlinire ca tânăr creștin, ce proiecte de viitor ai, ce anume te pasionează? Pe lângă lucrarea de aici cu tinerii și îmi doresc să mă implic tot mai mult, am văzut o mare nevoie la adunările de la țară, acolo unde nu mai este cine să slujească din cuvânt. Am simțit o chemare în sensul acesta și asta mă văd făcând în perioada apropiată. Nu mă gândesc foarte mult la, nu știu, ce se întâmplă peste 10 ani sau poate chiar peste 5 ani. Știu că Domnul are un plan cu mine. El a avut un plan cu mine până acum, deși eu cumva la un moment dat am mers în direcția opusă, dar asta doar a întârziat puțin planul lui și nu l-a schimbat.
și de aceea aș vrea să fiu dintre cei care spun, Doamne, facă-se voia ta. Îmi place foarte mult ce spunea la un moment dat C.S. Lewis, că la final vor fi două feluri de oameni. Cei care în timpul vieții lor au spus, Doamne, facă-se voia ta, și cei cărora Dumnezeu le va spune la final, omule, facă-se voia ta. Vreau să fiu din prima categorie, să spun Domnului, astăzi facă-se voia ta cu privire la viața mea. Doamne ajută, Domnul să Amin. Te ajute și să ne ajute pe toți. Totuși revin la întrebarea mea, dincolo de lucrarea spirituală, ce proiecte ai din punct de vedere profesional? Îți dorești să lucrezi, să activezi în domeniul care te-ai pregătit sau ai alte planuri? Pentru o perioadă de timp am activat în domeniul în care m-am pregătit. Am mers la o societate care se ocupa cu cercetarea în agricultură. Pentru că este perioada asta mai dificilă, au rămas fără buget, aparțin de stat, este puțin mai complicat. De asta încă nu mai, acum momentan nu lucrez, dar aștept un răspuns din partea lor. Asta ar fi pe plan profesional. Așa am multe pasiuni, mă pasionează și mecanica și puțin cu electrica. Mă pricep câte puțin în toate. Dezavantajul este că nu exilez la nimic. Da. Mă pricep câte puțin în toate. Așa suntem noi ca popor multilateral dezvoltați și ne pricepem la toate și ar fi bine să ne pricepem câte puțin și să nu eșuăm. Cum crezi că lucrarea și slujirea prin aportul tău pot avea de câștigat? Și acum ai menționat că te vezi așa un pic implicat în lucrările din mediul rural, din bisericile de la sat, și acolo sunt provocări destul de mari. Știm că e migrația aceasta înspre mediul urban, înspre țările din vest, din Europa și nu numai. Și au rămas frați puțini și biserici îmbătrânite. În ce măsură vezi că ai putea aduce un aport substanțial, așa, o vitalitate în lucrare acolo? Cu siguranță faptul că sunt tânăr reprezintă un avantaj și ăsta consider că este momentul cel mai propice să slujești Domnului. Chiar stăteam de vorbă de multe ori, mai vindeam la piață, ceea ce producem pe acasă, și la un moment dat a venit un om mai în vârstă și îmi spune, nu ești prea tânăr ca să fii pocăit? Și el era abia să mișca. Și mă gândeam, i-am spus lucrul ăsta, când mai îl slujesc Domnului? Când voi fi prea în vârstă? Acum este momentul. Și așa mă văd slujind Domnului, prin cuvânt, deși nu am vreo calitate în sensul acesta. Mi-aduc aminte de Moise, spunea Domnului, știi, nu vorbesc prea bine. Și așa mă văd și eu, nu vorbesc foarte clar de multe ori. Dar Domnul îi spune la un moment dat lui Gedeon, mergi cu puterea pe care o ai. Atât timp cât eu te-am trimis, fiind credința că ăsta este lucrul pe care eu doresc de la tine. Sunt convins că Dumnezeu a început o investiție, apreciez și observ că ești așa pasionat de lectură și de cuvânt și de formarea ta personală. Acum, dacă ar fi să schimbăm așa un pic registru, în contextul ăsta pandemic, ai amintit așa de ocupația familiei în ce privește agricultura, cum ai văzut poate anul trecut, anul ăsta, ce perspective din punct de vedere agronomic așa au fost și sunt? A fost un an bogat, un an promițător, este anul ăsta un an promițător sau nu? Știți cum e, în agricultură tot timpul se poate și mai bine. Niciodată parcă nu e suficient, dar suficiența nu apare din recolta pe care o strângem de pe câmp, apare din tot o altă direcție. A fost un an greu pentru noi, mama s-a operat, nu am mai putut să ia, mergea de obicei la piață și am fost eu și sora mea pentru o perioadă de timp, apoi a rămas doar sora mea, eu am mers la lucru. Greu pot spune, dar în toate am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Într-adevăr, dacă ne uităm așa puțin în România, noi suntem o fermă mică. Fermă de familie, nu sunt foarte, adică nu sunt aproape deloc subvenționate. E așa o agricultură de subsistență, tot să spune lucrul ăsta, și așa este. De la un an la altul reușim să facem câteva lucruri, dar noi mulțumim Domnului, pentru că până la urmă nu dorim să avem aici averi. Avem cât Domnul îngăduie să avem și suntem recunoscători lui. Asta e adevărat, e
chemarea Domnului să ne mulțumim cu ceea ce avem, cu ceea ce Dumnezeu de fapt ne-a dat, că ceea ce avem e de la El. Și e bine că știm să îi fim recunoscători pentru tot sprijinul și ajutorul Lui. Alex, cum, din puțina ta experiență, așa cum spuneai, de puțin timp implicat în slujire, cum vezi tu lucrarea cu tinerii în generația tânără în bisericile noastre? Care ar fi provocările, nevoile, eu știu, oportunitățile de slujire în momentul acesta? Un lucru pe care l-am observat și care mă bucură este faptul că tinerii, îl compar puțin cu generația mea, sunt mult mai interesați de Cuvântul lui Dumnezeu și vor să au mai multe întrebări, ceea ce e bine, și vor o credință stabilă, vor să știe de ce credem anumite lucruri. Și asta este un lucru bun, pentru că venim așa, cumva noi suntem generația care am crescut fără comunism, dar înainte se spunea foarte des, crede și nu cerceta. Și cuvântul ne învață altceva. Există dovezi și ne încredem în ele în baza unor dovezi. Spune Ioan, lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui. Am văzut lucrul acesta la generația tânără și m-a bucurat. Faptul că își doresc să... Chiar sunt la Alexandria tineri care provin din familii care nu sunt pocăite și au întrebări, vor să cunoască pe Dumnezeu. Este un lucru extraordinar, nu se întâmpla asta acum câțiva ani. Cu toate că vedem în societate dorința aceasta de a-L scoate pe Dumnezeu, de a-L trece în zona mitului, cu toate acestea rămâne întrebarea, cine este Dumnezeu? Oare chiar nu mai avem nevoie de El? Și, într-adevăr, tinerii caută lucrul acesta. O întrebare cheie pentru formatul emisiunii de azi. Te consideri un tânăr împlinit? Cu siguranță. Și ce anume ți-aduce împlinire în viața ta? Vedeți, chiar dacă poate din punct de vedere profesional lucrurile nu stau așa de bine, dar când mă uit la dragostea lui Dumnezeu, faptul că El nu a strigat din cer, știi omule cât de mult te iubesc, și a făcut un lucru extraordinar, a luat asupra Lui vina, pur și simplu lucrul acesta mi-aduce împlinire, faptul că dragostea Lui a ajuns și până la mine. Pur și simplu nu reușesc să mai mă văd fără El. Și asta e cu adevărat o binecuvântare. Am ajuns să-L iubesc pe Domnul știind că El m-a iubit întâi. Și îmi place tare mult, la un moment dat aduce înaintea Domnului, când să-L ispitească pe Domnul Iisus, și aduce înaintea Lui o femeie prinsă în prea curvie. Și Domnul Iisus spune că desenea pe nisip. Și ei tot îl întrebau, ce să facem? Că după legea lui Moise trebuie să fie omorâtă. Asta este plata păcatului. Și Domnul spune, cine nu are păcat să arunce prim. Și rând pe rând pietele rămân jos și împreună cu cei mai în vârstă și apoi cei mai tineri ies afară. Și apoi Domnul se apropie de femeia aceea păcătoasă. Și el era singurul de acolo care nu avea păcat. Singurul care putea să ridice piatra și să ofere sentința. Era îndreptățit să facă lucrul acesta. Cu toate acestea, el în loc să ridice piatra, a reușit să ridice pe păcătos. Și ceea ce trebuia să cadă asupra celui păcătos, osânda a luat-o asupra lui. Și este extraordinar faptul că am împlinire dincolo de păcat, o viață dincolo de păcat pe care mi-o oferă Dumnezeu. Este extraordinar, asta mi-aduce cu adevărat împlinire. Ce ai recomanda unui tânăr, nu știu, licean sau student care poate încă nu și-a găsit împlinirea în Dumnezeu și într-o relație cu Iisus Hristos? Ce anume i-ai spune că trebuie să facă pentru a-și găsi împlinirea sufletească? În primul rând să nu domolească întrebările care se nasc în inima lui, întrebări despre Dumnezeu, să nu se mulțumească cu Dumnezeu pe care le vede în alți, s-ar putea să le vadă la alți oameni. Ai nevoie de un Dumnezeu personal și ai nevoie de un Dumnezeu personal și nu te obosește să-L cauți. Știți, tot timpul am întrebat cum, noi spunem de multe ori că L-am căutat pe Dumnezeu și L-am găsit. Și am ascultat de curând o povestioară, o fetiță, locuia împreună cu familia ei undeva la marginea unei păduri și jucându-se s-a pierdut cumva prin pădure, părinții au observat că nu se mai întorc și au început să o caute și au căutat toată noaptea.
și spre ziua, tatăl ei a găsit-o pe o piatră dormind și s-a apropiat de piatra respectivă și ferită s-a trezit și a sărit de gât tatălui și a spus: tati, te-am găsit. Așa suntem noi. Credem că îl căutăm pe Dumnezeu și încolo, atunci când îl vedem, cum spunea și Iov, acum ochii mei te-a văzut, când reușim să-l observăm, credem că noi l-am găsit încolo, el de fapt ne căuta. Vreau să vă spun că Dumnezeu caută pe fiecare om și spune cuvântul Domnului că mântuirea este pentru toți și peste toți cei ce cred. Atunci când începe curiozitatea asta, nu ar trebui să fie oprită, pur și simplu ar trebui să dăm curs acestor întrebări. Cine este Dumnezeu? Ce vrea de la noi până la urmă? Spunea cineva într-o cuvântare, era ateu el și spunea: sunt două variante, fie credem că lumea a evoluat, fie credem că lumea a fost creată, și continua și spunea: ambele variante sunt la dreptul groaznice. Eu vorbeam în perspectivă necreștină. Spunea, în prima parte ne aflăm pe o planetă care se mișcă aproape necontrolat prin spațiu, în a doua variantă există un Dumnezeu care ne-a creat și apoi ce vrea Dumnezeu să stă la noi. Și până nu afli ce vrea Dumnezeu de la tine, nu vei găsi cu adevărat împlinire. Așa este, într-adevăr, Dumnezeu este acela care aduce satisfacție și împlinire pe deplin. La finalul acestei discuții, acestui dialog, Alex, te-aș ruga să transmiți un mesaj tinerilor creștini și un mesaj tinerilor care vor urmări acest material, care să îi provoace la o căutare a lui Dumnezeu, apropiere de Dumnezeu și în același timp să le aducă acea împlinire sufletească pe care și noi am găsit-o în Domnul. Domnul Iisus, înainte să se ridice la cer, a dat o directivă, să spun așa, ucenicilor. Mergeți până la marginea pământului, propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici. Există o etapă prin care trebuie să treacă fiecare tânăr. Poate că ne aflăm acum la stadiul de ucenic și este foarte bine, învățăm cuvântul Domnului, învățăm cum să îl arătăm pe Hristos înaintea oamenilor, dar aceasta să nu uităm că este doar o etapă și există momentul când trebuie la rândul nostru să facem ucenici. Asta să fie țelul, dacă acum ne pregătim din cuvântul Domnului și ne îmbogățim pe de-o parte și noi, că nu putem să oferim lumină dacă noi înșine nu avem lumină, pe de-o parte ne îmbogățim și noi. Și există etapa aceasta de pregătire, apoi există etapa când trebuie să facem ucenici. Și să nu uităm, să nu ne mulțumim că avem un loc în biserică. Că uite, sunt aici la laptop, poate pun o cântare, poate sunt și eu aici. Trebuie să vedem care este chemarea lui Dumnezeu. El are un plan pentru fiecare, sunt convins de lucrul acesta. Până la urmă putem să-L întrebăm în mod direct, nu așa un secret. Doamne, care este planul tău cu privire la viața mea? Domnul a răspuns în cazul meu și sunt convins că o face în cazul fiecăruia. Nu sunt eu special pentru că Domnul a răspuns și pur și simplu El o face. Atunci când ai dorința aceasta de a te apropia de El, Domnul vede și nu întârzie să răspundă. Este minunat, într-adevăr, să descoperim voia lui Dumnezeu în viețile noastre și să rămânem fideli, credincioși promisiunilor Domnului și să ne credem în ceea ce El ne promite. Aș vrea la final să împărtășești cu noi, nu știu, poate ai un verset preferat din Scriptură, un pasaj pe care l-ai recomanda și celor care ne urmăresc. Îmi place foarte mult versetul acela, spune Domnul Iisus, fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi. Pentru că, vedeți, credința aceasta nu oferă perspectivă doar pentru viața aceasta. Nu este suficient să te simți împlinit aici. Pentru că știm că, indiferent cât de mulți ani vom avea pe pământul acesta, la un moment dat vom muri. Aceasta este o realitate în care trăim. Hristos oferă perspectiva vieții veșnice. Și de curând ne-am adus aminte de suferințele Domnului, de moartea și învierea Lui. Și Domnul Iisus spune lucrul acesta, fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi. M-ați văzut pe mine învind și voi veți învia într-o zi. Alex, pe finalul acestui dialog, care a fost destul de incitant, de plăcut, te-aș ruga să ne lași un verset, un pasaj, ceva care are așa o semnătate specială pentru inima ta, din cuvântul Domnului. Da, versetul ăsta va fi cumva și o provocare, pentru că nu reușesc să țin minte de multe ori trimitegrile. Dar știu că la un moment dat Domnul Iisus a spus, fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi.
și faptul că Domnul nu oferă împlinire și perspectivă doar pentru viața aceasta și oferă și dincolo de ea. Ne spune cuvântul Domnului și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat. Nu doar pentru viața aceasta trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu. Vedem, orice altă religie a lumii este limitată din punctul ăsta de vedere. Totuși Hristos oferă prin însăși exemplul său. Ne-am adus aminte de curând faptul că El a suferit, El a purtat vina și păcatele noastre la cruce, a murit și nu s-a oprit aici și a înviat. Faptul că El este viu astăzi reprezintă garanția încrederii noastre. Și asta ar vrea să fie gândul. Mulțumim! Chiar Apostolul Pavel spunea tot în acest context că dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar slavă Domnului că noi ne-am încrezut, ne credem în Dumnezeu nu doar pentru a ne ajuta aici și acum, ci pentru a avea o viață eternă frumoasă cu El, o veșnicie în prezența Domnului prin Harul Domnului Iisus Hristos. Mulțumim mult pentru prezența în emisiunea de astăzi, tineri împliniți. Îți mulțumim pentru că ai fost cu noi și îți dorim multă binecuvântare, călăuzire în tot ceea ce faci și împlinirea Domnului, împlinirea Lui prin cuvânt, prin harul Său să te însoțească în toate zilele. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și vouă, dragi tineri, și tuturor celor care ați fost cu noi. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele noastre, voastre. Vă mulțumim pentru că ați rămas cu noi și ne dorim ca, într-adevăr, să fiți și să fim oameni împliniți de Dumnezeu. Este singurul care poate aduce o împlinire absolută și poate aduce satisfacție și sens vieții noastre. Până data viitoare dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească. Mulțumim și Vertical Studio pentru facilitarea și înregistrarea acestui material, întregii echipe tehnice. Mulțumim. Până data viitoare, fiți binecuvântați de Domnul. Pe curând.